Sudul Moldovei a intrat în vremea secerișului. Aici a început recoltarea cerealelor, dar și a rapiței. Să inspecteze cum decurg lucrările de câmp a venit și premierul țării, Iurie Leancă. Potrivit lui, este foarte important ca producătorii autohtoni să strângă o recoltă bună pentru a avea competitivitate pe piață. În același timp, Iurie Leancă a subliniat că acordul de liber schimb cu UE, care a fost semnat vineri la Bruxelles, va crea condiții prielnice pentru ca produsele moldovenești să facă față concurenței. Și noi vrem să investim acasă, astfel încât să exportăm nu doar materie primă, ci acest produs cu valoare adăugată și astfel cel care investește se poate câștiga mult mai mult aici, acasă. În locul de muncă, asta înseamnă respectiv și o economie mai performantă. La rândul său, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, a declarat că în acest an va fi obținută o recoltă bogată de cereale. Avem un an agricol foarte bun. Sper că nu vom avea probleme în continuare în procesul de recoltare și a celorlalte culturi. Sper mult că contribuția sectorului în acest an va depăși 25 de miliarde de lei. În acest an se atestă o creștere a roadei de cereale de la 2,9 la 3,3 tone la hectar, ceea ce ar însemna o recoltă de circa 1 milion de tone de grâu de pe cele 310.000 de hectare.